Ieri la Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța, tătarii de pretutindeni au comemorat cea mai neagră zi din istoria poporului, genocidul tătar comandat de Stalin la 18 mai 1944. Pe data de 18 mai s-au împlinit 71 de ani de la tragicul eveniment. În momentul când vaporul a ajuns în apele mai adânci, agenții NKVD au scos sub apele vasului și l-au lăsat să se scufunde ușor, împreună cu toată încărcătura. De jur împrejur, agenții NKVD stăteau cu armele pregătite pentru a ucide pe eventuali supraviețuitori. Nu a supraviețuit nimeni. Era 20 iulie 1945. Aceasta este victoria comuniștilor, bolșevicilor, sovietici în fața tătarilor. Crime! Crime care nu au luat sfârșit nici în zilele noastre. Asociația Saledina Giacai din Constanța a parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Institutul de Turcologie și Studii Central Asiatice din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a organizat conferința intitulată Solidaritate cu tătarii din Crimea în memoria victimelor deportării staliniste din 18 mai 1944. Am răspuns pozitiv la această organizare, la această conferință, deoarece avem convingerea că istoria trebuie învățată ca să apreciem prezentul pentru a munci împreună cu toții la un viitor mai frumos de dragul copiilor noștri. Monștrii se nasc când națiunea doarme, este un citat sau sunt vorbe înțelepte, dar de aceea democrația nu este un lucru dat, pentru democrație trebuie să muncim în fiecare zi. Faptul că am putut să ne manifestăm astăzi, să ne exprimăm solidaritatea cu cei care suferă, cu cei care trăiesc un coșmar, anume anexarea Crimeei la Rusia, lucru care s-a întâmplat anul trecut, în martie 2014, este faptul că națiunile întregi trebuie să se unească și să lupte împreună de dragul umanității pentru un viitor mai bun. Tătarii din România au comemorat ziua cea mai neagră din istoria poporului lor, din 18 mai 1944, data genocidului din Crimea. În acea zi, tostătarii din peninsula aflată sub stăpânire sovietică au fost surghiuniți de Stalin în pusta din Uzbekistan. Călătoria în trenuri sigilate, care a durat aproape 2 săptămâni fără oprire, s-a transformat într-un măcel. 18 mai este cea mai neagră zi din istoria de 3 ori milenară a tătarilor. Din păcate, acest 18 mai 1944 este foarte aproape de noi. Și durerea este cu atât mai mare cu cât noi și cunoaștem foarte mulți supraviețuitori al genocidului tătarilor crimeeni. În cuvântul meu, aici, la această conferință, eu am numit nu surghiun, nu deportare, nu strămutare, ci am zis genocidul pe roți de tren al tătarilor. Într-adevăr a fost un genocid pe roți de tren, pentru că jumătate din cei aproape 450.000 de tătari care au fost strămutați, deportați, au murit pe drum. Este unul din genocidurile secolului 20 și chiar am spus că secolul 20 are mai multe experiențe nefaste, 2 războaie, comunismul, fascismul, dar și genocidurile sunt experiențe și experimente nefaste ale istoriei secolului 20. Despre tragicul eveniment a fost invitat să conferențieze și Margareta Aslan, doctor cercetător al Institutului de Turcologie și Cercetări Central Asiatice din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Ziua de 18 mai 1944 este cea mai neagră zi, cea mai dureroasă zi din istoria tătarilor de pretutindeni, când ei au fost deportați în masă și împrăștiați în Asia, în Uzbekistan, în Kazahstan, în Siberia. Foarte mulți din cei deportați au decedat. Puțini au supraviețuit, au trăit clipe de coșmar, au fost îmbarcați, să le spunem așa, în trenurile morții, au răbdat foamete,
au fost epuizați, deci mulți din ei au murit pe drum. Bineînțeles, acest fenomen al deportării nu s-a petrecut doar la tătari, acest fenomen îl avem prezent și în istoria Transilvaniei, când mulți transilvaneni, să le spunem, au fost deportați în Siberia, dar și români de pretutindeni care se împotriveau politicilor existente au pățit aceea soartă. La acțiunea dedicată marcării zilei de 18 mai 1944, când regimul dictatorial stalinist a forțat comunitatea de tătari din Crimea să își părăsească casele și locurile natale pentru a fi strămutată spre Siberia și alte zone îndepărtate ale statului sovietic, a participat și Virgil Coman, șeful Direcției Județene Arhivelor Statului Constanța. Este o zi tragică pentru toți tătarii crimeani, pentru că în urmă cu 71 de ani, iată, tătarii din Crimea erau deportați în URSS, state și în Asia Centrală. Din păcate, situația tătarilor crimeni este una în continuare destul de complicată în contextul evenimentelor care s-au petrecut în urmă cu un an, în primăvara anului 2014. Însă, trecând peste toate acestea, momentul 18 mai 1944 este un moment trist. El are legături și cu ceea ce se întâmpla în Dobrogea și în special cu tătarii din Dobrogea, originari tot din Crimea, care s-au așezat în valuri successive de-a lungul timpului. Sigur, documentele din patrimoniul Arhivelor Naționale ale României, din patrimoniul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, reflectă într-o oarecare măsură această mișcare a tătarilor din Crimea, pentru că parte din familiile de tătari s-au refugiat în Dobrogea la sfârșitul anului 1943 și chiar la începutul anului 1944, înainte de momentul 18 mai, însă, sigur, au avut foarte mult de suferit și după 18 mai, pentru că cei care au venit din Crimea, ulterior au fost internați în lagăre și trimiși în Uniunea Sovietică. Repet, este un moment trist, este bine să învățăm din greșelile istoriei și să nu se mai întâmple astfel de evenimente tragice, precum cel din 18 mai 1944. Mă bucur în mod deosebit pentru că alături de oameni în vârstă, nu, oameni cu experiență, au participat la eveniment și câțiva tineri care, iată, duc mai departe această ștafetă. Este bine ca în fiecare an să, în mod special etnicii tătari, dar nu numai ei, să comemoreze momentul 18 mai 1944. La eveniment au participat istorici, cadre didactice universitare, profesori, doctori și alte personalități din cadrul comunității tătare și turce din România. Bugün tatarların 18 Mayıs 1944'te Kırım'dan sürülüşlerinin maalesef acı 71. yıl dönümünü anıyoruz. Astăzi comemorăm, din păcate, o zi tragică în istoria tătarilor, care a avut loc la 18 mai 1944, și anume împlinirea a 71 de ani de la acest surgiun. Bu acı sadece onlara ait değil, bütün Türk dünyasına ait bir acıdır. Această durere nu este numai durerea lor, ci este durerea întregii lumii turcice. Ve bu acının artık sonsuza kadar sürmesi gerekmiyor. Şu anda Rusya'nın Kırım'ı tekrar illegal bir şekilde ilhakı da maalesef acıların sürdüğünü gösteriyor. Și această durere nu trebuie să dureze până la nesfârșit, dar din păcate ceea ce s-a întâmplat acum cu Crimea, anexarea Crimeei la Rusia, ne arată că aceste dureri continuă. Türkiye Kırım'ın Kırım'daki Tatarların her zaman yanındadır. Yanında olmaya devam edecektir. Tabii ki bu illegal tanımalar, illegal ilhakları kabul etmeyecektir. Turcia este întotdeauna alături de tătarii crimeeni și bineînțeles că nu va accepta această anexare, nu o va recunoaște. Romanya'daki Tatar soydaşlarımız da vatanlarını unutmamalı ve oradaki yaşayan Tatarlara destek olmalıdır. Onların acılarını paylaşmalıdır. La fel și tătarii care locuiesc în România nu trebuie să-și uite confrații din Crimea și trebuie să împărtășească durerile acestora. Benim mesajım Tatar soydaşlarımıza birlik beraberlik içinde olmalarıdır. Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece acılar mutlaka paylaşılacaktır ve güçlü olunacaktır.
Mesajul meu pentru tătarii de aici este să fie întotdeauna uniți. Atâta timp cât vor fi uniți, vor fi de neînvinși. În anul 2014, Crimea a fost anexată abuziv de către Rusia. În Dobrogea se află multe familii cu origini și legături strânse cu Crimea.